la administrație și a făcut un țel din a, cu ghilimele de rigoare, naționaliza actuala echipă de fotbal prin trecerea ei, indiferent de formă, sub controlul unor persoane interesate aflate în anturajul primarului Volos. S-au făcut promisiuni fără a fi consultat Consiliul Local. La discuțiile care au avut loc la nivel informal între primarul Volosevici și, hai să spunem, consilieri, eu le-aș fi spus altfel, dar vreau să fiu elegant, nu locali, ci ai domniei sale și cei reprezentanții clubului Petrol, s-au făcut promisiuni privind alocarea unor bani prin intermediul SECE, Hale și Piețe Ploiești. O asemenea promisiune nu numai că este nefondată, dar în același timp tinde să încalce legea în mod clar. Avem societatea Hale și Piețe Ploiești, iar eu în calitate de consilier, alături de colegii din mandatele anterioare, am aprobat un plan, un proiect de reamenajare a halelor centrale. Nu s-au găsit niciodată bani pentru o astfel de operațiune și știți foarte bine în ce condiții se desfășoară activitatea pe platoul halei. Unele care n-au nimic de a face cu confortul și cu normele de siguranță sanitară care ar trebui să existe la acest moment. Tocmai de aceea, nu poți, legal vorbind, în calitate de Consiliul Local să aloci bani la hale și piețe, iar această instituție, în loc să realizeze un proiect public, adică piața publică, să ducă banii către o echipă de fotbal, numai pentru că unora le place fotbalul, iar altora le plac funcțiile de conducere. Nu este posibil așa ceva. Este o nelegalitate crasă. Cine ar vota așa ceva ar fi, așa cum am spus-o public, sinucigași și ar ajunge într-o situație pe care, din păcate, al cărei, din păcate, final este ușor de prevăzut.